Bine v-am găsit, stimați respectatori, la o nouă emisiune Oameni cu Poveste. Vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii. Poveștile de altă dată se pare că s-au perimat. Se vrea azi orice cosânzeană, o mândră europeană. Iar făt frumosul acestei ere nu are cal, ci cai putere. Și totuși, omul, avem norocul, mai poate să sfințească locul. Profesor universitar emerit, doctor inginer Corneliu Berbente, Politehnica din București. Stimați telespectatori, vă spun o bucurie de-a mea. Am reușit să-l conving pe domnul profesor universitar, doctor inginer, fizician, cercetător științific gradul 1, primul director general al IFA după renașterea acestuia, Gheorghe Pascovici, să revină în studioul nostru. Mi-a mărturisit că i-a făcut plăcere să continuăm emisiunea pe care am intitulat-o O viață trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară. Deci, al doilea episod. Domnule profesor, mulțumesc frumos că ați acceptat să reveniți în studioul nostru și sunt bucuros că putem să aflăm mai multe din viața de peste 50 de ani pe care ați trăit-o la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară. De comun acord, am numit această a doua parte povestea renașterii IFA, IFA cea nouă, de acord? Adică după anul 1990. Deci... Vă propun să începem cu un material. Vă datorez acest material. Andrei, te rog, prezentare principală și să intrăm în poveste. Vă rog. Deci, la sfârșitul anului 1989, cu toate evenimentele care au fost atunci, am avut și surpriza de a fi numit director general. Surpriza plăcută. Plăcută. Da? A IFA, cu rang de ministru secretar de stat, membru al guvernului provizoriu. Era o sarcină deosebită. Anterior ei, decizia de reînființare a IFE-i aparține în mare măsură vicepreședintelui guvernului provizoriu de atunci, profesorul Mihai Drăgănescu, care era și președintele Academiei Române. Au fost multe variante, dacă IFA să treacă la Academia Română, dar toată lumea și-a adus aminte de 1968, când IFA a ieșit din Academia Română, tocmai pentru că devenise mult prea mare, să zic așa, în ghimel, neîncăpătoare în Academia Română. Avea și o foarte multă activitate de infrastructură, atât în București, la Măgurele, cât și în teritoriu, Cluj, Iași, Râmnicu, Vâlcea, etc. Deci, IFA a trebuit reorganizată în complet. Era un număr mare de cercetători și personal auxiliar, cercetare peste 5.000 de oameni, 10 institute. Deci, IFA nu generic era, se cheamă institut, dar de fapt este o rețea complexă de institute, două centre de pregătire a cadrelor și o fabrică de aparatură nucleară. Nu a fost o sarcină ușoară, așa foarte pe scurt, am reușit să trecem împreună prin toate necazurile vieții, să zic așa. Cel mai mare necaz din punct de vedere al managerului este inflația, care a fost extraordinar de
rea, galopantă, a trecut de 300% inflație pe an și atunci când ca responsabil, director general, ești responsabil cu banii, cu salarii, măcar și numai salariile, banii majoritar provenind din buget. Bugetul se rectifica conform legii doar de două ori pe an, dar la inflație de 300% a fost un mare, mare chin de a asigura banii încât salariile să vină. Deci asta a fost cel mai mare, cea mai mare greutate concretă. Al doilea rând, ne-am impus ca aproape ca moto ieșirea din izolare. Deci toată lumea știe că înainte de 90 eram extrem de limitat în a colabora, coopera realmente cu institutele similare din străinătate și dorința implicită era a tuturor de a cât mai curând posibil de a adera la marile centre, în primul și în primul rând CERN-ul și în al doilea rând GSI-ul și celelalte institute, fie centrale, fie directe, ca Institutul de Fizică Particulă și Fizică Nucleară Ian de Pitrois din Franța sau INFN-ul din Italia, etc. Plus legături bilaterale care diferitele institute din cadrul IFE le aveau cu institute echivalente din străinătate. Asta este o parte a ieșirii din ea. Dar pe de altă parte fusesem înainte de așa zis, revoluție la SER și știam, aveam cunoștință deja de rețeaua VVV, cum se chema, deci rețeaua largă, extrem de practic mondială, dezvoltată la CERN și am început demersurile pe diferite căi ca să aderăm cât mai curând posibil la CERN. În afară de CERN, mă scuzați, la internet. Internetul era ceva extrem de promițător. Este o rețea de comunicare, de legătură între calculatoare, care, în afară de un protocol, o disciplină care trebuia acceptată, nu erau alte piedici organizatorice, fie între state sau instituționale. Și am profitat de un cadou, să zic așa, un grant mai substanțial din partea Carnegie Mellon din Statele Unite. Cel care a fost inițiatorul și cel mai important este fostul ambasador George Barnes, în anii 70 ambasador în România, care încă vorbea frumos românește și care a fost, să zic așa, catalizatorul cuplării noastre la internet. În mai puțin de un an de zile, pe baza acestei, să zic așa, grant, investiții americane, și prin legăturile pe care ambasadorul Ban venise cu Steve Root de la George Mason University și după acceptul IFE-ii, profesor Drăgănescu a cuplat imediat și institutele din cadrul Academiei Române, astfel încât am putut participa cu comunicare și cu cuplarea României la internet la prima conferință internațională internet din Japonia, Kobe, 1992. Am rugăminte. Fiecare om cu Japonia lui. Documentându-mă, n-aș vrea să trecem
chiar așa, nu de superficial, de rapid. Sigur că nu știu cât de mult vă convine peste anumite premiere. Aș vrea să rămân la premiera națională din 1991, Cuplarea la internet. Aș cita două nume. George Pascovici și Paul Cristea, de la Politehnică. Da. Greșesc? Da. Era prorector atunci, da? Un om care acum ne privește dintr-o stea. Vreau să, nu știu dacă vă face plăcere, să vă amintesc de anumite acuze stupide din interior. Și anume de genul, în IFA s-a introdus internetul ca să se controleze corespondența fizicienilor și altele. E o rană deschisă. Deci, ce ne puteți spune? Rana deschisă este mare. Deci până la, să zic așa, totul înseamnă și sacrificii. Nemernicia colegilor. Da, da. Care au făcut asemenea acuzații, acuzele erau adresate Senatului American, direct, da. În ceea ce mă privește. Dar înțeles că ambasadorul a luat poziție totuși. Din fericire, cel care a fost parte activă în promovarea, ambasadorul Barnes, avea relațiile care le avea și a putut să facă contrainformarea în Senatul American asupra prostiei. Felicitându-vă, da. Și din potrivă, felicitând după asta, au fost acuze din Senatul României, chiar inginer, doar cu o generație mai în vârstă. Dar nu vreau să dau nume, dar mă rog, da? Da, care acuzau că prin introducerea internetului contribui la stricarea imaginii României în lume, pentru că orice ne-a venit o să aibă dreptul sau putința să scrie ce vrea despre România. Deci sunt lucruri incredibile, categoric dar incredibile, totuși da? S-au întâmplat. Stupide. Stupide au trecut. Nu au fost, din fericire, niciun fel de repercursiuni juridice, penale și așa mai departe, dar ne-au dat foarte mult de gândit și multă amăreală, să zic așa, cumulată din nu ai pretenția la medalii sau statui, dar nici așa să fii băjocorit sau mânjit când vrei să faci o faptă atât de bună. Faptele bune se plătesc, domnule profesor. Da. Se pare că ați plătit este. Mult. Asta este. Au trecut toate astea, iar puterea internetului este atât de mare, încât în momentul de față este multă lume susține că este de fapt o știință, de fapt, ca să folosești internetul ca lumea asta. Și am discutat în trecut despre biblioteca IFA. Nu, aș vrea chiar să detaliem marea bibliotecă. Exact, care e mai stadiul bibliotecii IFA? Biblioteca IFA pentru mine a fost, ca tânăr cercetător, să zic așa, una din minunile lumii. Așa, nu știu a câta, dar mă rog, da? Nu contează, da? Una din minunile. Da? Era extraordinar, deci găseai informații la zi. În timp s-au pierdut, n-au mai fost bani să se cumpere toate revistele, dar în etapa în care m-am format eu, în primii 10 ani, 65-75, biblioteca era fantastică. Ba mai mult, era asigurat, pentru că nu exista internetul, exista și un sistem plătit și fără controlul, plătit de către institut, fără controlul poștii, în care solicitai reprinturi. Deci, într-o lună, maxim două luni de zile, primeai articolul pe care ai nevoie, fără niciun alt efort decât de a completa un mic formular. Îl depune bibliotecarei IFA de serviciu acolo și primeai automat aceasta. Este fantastic. În timp s-a stricat, n-a mai funcționat, controlul poștii era mult mai strict, din păcate. Dar în prima
perioada a funcționat ireproșabil, pur și simplu. Deci vreau să spun că în zilele noastre, paralela cu internetul, în zilele noastre, nu numai biblioteca IFA nu mai are valoare de întrebuințare, poate nu valoare, valoarea de întrebuințare, da? Care a avut-o în trecut și pentru faptul că internetul a năvălit, pur și simplu a năvălit informativ peste informația potențială a unei biblioteci. Suma de cărți, articole pe care le are o bibliotecă nu poate să țină față, să facă față actualizării informației pe internet. Astfel încât eu aș sugera colegul Andrei Dorobanțu... Pe care aș vrea să-l luăm la telefon, sunteți de acord, da? Da, da. Da? Este doctor fizician, da? Da. Să rugăm pe Andrei, carismaticul nostru regizor, să ne facă legătura cu domnul doctor Andrei Dorobanțu. Până atunci, pregătind această conversație, vă rog. Da. Deci, în afară de faptul că Andrei Dorobanțu organizează an de an, așa zisele, concerte de Crăciun, manifestări excepționale la Ateneul Român. Anul acesta, anul trecut, de fapt, a fost pe internet. Da, din nefericire, da. Deci, din cauza problemelor cu COVID-ul. Da. Dar invitat a fost un american de origine maghiară, născut în România, Lații Barabași. El are un institut care se ocupă realmente cu știința internetului. Deci cum poți să folosești internetul cât mai bine, deci un fel de, să zic așa, sistem, nu numai software, o analiză detaliată a posibilităților de cuplare pe internet, tematic pe o anumită direcție, astfel încât să câștigi pe anumită specialitate, să câștigi maximum de informație de pe internet. Este atât de complexă căutarea, bineînțeles, fiind totul liber, deci fiecare poate să caute după capul lui, să zic așa. Dar dacă urmărești metodele dezvoltate de Barabași, centrul lui de informații, vezi că, deci un asemenea, cred că e un model de organizare a noilor biblioteci, astfel încât să aibă maximum de posibilitate de cules informații și pe stilul vechi și pe stilul nou. Pe stilul vă opresc puțin pentru că Andrei Florescu, regizorul nostru, a reușit să facă legătura cu domnul doctor Andrei Dorobanțu. Da? Să-l ascultăm. Bună ziua, domnul doctor Andrei Dorobanțu. Cu scuze de a fi prelungit mult așteptarea, vă rog să le primiți din partea noastră. Când zic noastră cu formă de plural, mă refer la subsemnatul Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Oameni cu Poveste, și la invitatul meu carismatic, domnul profesor universitar Gheorghe Pascovici. Mă opresc la una din caschete, sau coca, așa am aflat acum că îi se mai spune. Domnul Andrei Dorobanțu, vă rog să aveți amabilitatea să spuneți multe în cuvinte puține, dar mai glumesc și eu puțin, despre invitatul meu, realizând un nanoportret, nu înainte de a vă spune titlul emisiunii. O viață trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară. Da, bună dimineața din nou și mulțumesc frumos pentru invitație, cu mare dragoste. Chiar și pe calea asta mă așez alături de profesorul Pascovici, cum am fost o viață întreagă, uite acum. Ca să nu vă să facem economie de timp... Nu, vă rog, vă grăbiți încet, vă rog. Așa, deci am ales două momente cu totul extraordinare pe care le-am trăit efectiv alături de
alături de Coca, o să-i spun așa cum i-am spus tot da. Timpul. Primul a fost în 1986, pe 27 aprilie, când a fost Cernobâlul. Când nu prea știam ce se întâmplase. Și atunci, așa cum se mai întâmplase în 1977, după cutremur, toți ne-am dus la institut, nu ne-a chemat nimeni, nu ne-a obligat nimeni, ne-am dus la institut să vedem ce se întâmplă acolo și dacă și ce putem să facem. Nu știu dacă exact în ziua aia și începuse profesorul Pascovici și activitatea lui, ca să spun așa, de proaspăt numit director tehnic al institutului, dar a fost cumva, să nu ziceți că folosesc cuvinte mari sau mai ales el să nu zică, a fost omul providențial care a pus ordine și liniște în toți cei care lucram la care lucram la institut și unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut a făcut un seminar pe institut. Acum institutul avea atunci institutele de la Măgurele, fostele secții ale Institutului de Fizică Atomică, aveau la institut atunci mii de oameni, era foarte multă lume. S-a făcut seminar în sala mare și cuvintele cu care a început profesorul Poscovici au fost să vă gândiți tot timpul că acum o să își reamintească de voi pentru că lucrați la institut, inclusiv colegii de grădiniță, și o să vină să vă întrebe ce să faceți. Și n-a mișcat nimeni, a fost ascultat în liniște și ne-a spus lucruri atât de simple încât păreau banale, n-au fost banale, le-am experimentat pe mine, pentru că, într-adevăr, deja dintr-o dată deveniserăm toți cunoscuți și a adus aminte lumea că suntem la IFA și așa mai departe. Ei, și așa a început aventura asta de a, cum să vă spun, de a stopa nebunia care începuse deja să inunde orașul. Se știa foarte puțin, cel mai puțin, în mod incredibil, așa este, era normal să se întâmple într-un fel așa, o normalitate de asta întoarsă pe dos, cel mai puțin se pare că știau cei din Uniunea Sovietică. Așa încât, după primele lucruri, primele măsuri care s-au luat la institut, a venit o delegație sovietică. Nu știu dacă își mai aduce aminte Coca, a venit o delegație sovietică care a cerut să stea de vorbă cu responsabilii de la institut. Și erau numai ei acolo, asta o știu din povestirea lui, erau așezați la o masă, la discuție, nu la masă, la mâncare. Erau toți acolo și și-au primit reproșurile care deveneau absolut virulente și agresive din partea, cât ar fi fost, nu mai știu, 2-3 specialiști, eu urăsc cuvântul ăsta, veniți din Uniunea Sovietică. Și atunci profesorul Pascovici a avut o manifestare care a însemnat, dacă eu aș fi pus în situația să caut un singur cuvânt despre el și despre ce a însemnat pentru renașterea fizicii românești după 1990. A avut puterea de a se controla, avea așa o jumătate de zâmbet pe față tot timpul, i-a lăsat să-și facă treaba care era scrisă, că erau cu notițe scrise ce să spună
așa cum sunt politicienii invitați la emisiuni de televiziune acum și vin cu, nu mai sunt scrise pe hârtie, sunt în telefon, dar e același lucru. Și după ce au terminat, s-a uitat la el că nu zicea nimic și atunci, în loc să spune, s-a plecat și a luat de lângă el și a pus pe masă câteva caiete de laborator în care erau notițele din ce se întâmplase zi de zi, cu toate datele, cu toate măsurătorile zi de zi la institut după data de 26 aprilie. Au stat, s-au uitat sovieticii la ele și după aia cel care era conducătorul echipei l-a privit și a spus: n-am știut și nu ne-am dat seama că situația este atât de gravă. Vă cerem scuze. Noi ne-am văzut treaba, dovadă că lucrurile n-au înregistrat sincope la institut. Institutul devenise un fel de loc de pelerinaj atunci, pentru că din toate comunele din jurul Măgurele veneau oameni cu carne la analiză, cu brânză, cu tot ce aveau, cu tot ce aveau. A fost o nebunie, dar închei partea asta mai spunând încă o dată, așa cum s-a întâmplat în 77, atunci exista la valoare foarte înaltă ceea ce numim așa cu foarte mare ușurință spirit de echipă. Atunci exista într-adevăr un foarte puternic spirit de echipă și în cazuri extreme nu era nevoie să se dea circulare, să se propereze amenințări dacă nu faci aia sau aia altă. Lumea venea, își găsea un loc în care putea să facă ceva și într-adevăr o făcea. Bun, asta a fost în 86. Momentul următor de referință pe care l-am trăit alături de profesorul Pascovici și a fost în 1991, deci gândiți-vă, se împlinesc anul ăsta 20 de ani. În 1930 de ani, da, am greșit. Da. În 1991 se schimbaseră lucrurile, se reînființease Institutul de Fizică Atomică și primul director al noului Institut de Fizică Atomică fusese numit profesorul Pascovici, cu rang de secretar de stat, de subsecretar sau de secretar de stat, dar în orice caz cu rang ministerial. Ei, și în 91, printr-o minune, altfel nu le pot explica, cu doi ani înainte fusese inaugurat LEP, Large Electron Positron Collider, în momentul ăla cel mai mare accelerator de particule din lume. Și am reușit, Coca și cu mine, să aducem în țară 4 dintre cei 5 directori ai CERN-ului. Singurul care n-a venit atunci a fost chiar directorul general, o celebritate absolută a fizicii de când a început să lucreze la CERN și o să fie până în veacul veacurilor, Carlo Rubbia. El era plecat într-un turneu și nu putea să vină. Au venit toți mari directori din CERN, au fost primiți de profesorul Pascovici și au avut loc primele discuții, au vizitat tandemul, au stat de vorbă cu oamenii, au văzut că nu doar că suntem oameni normali, dar că sunt oameni care sunt
la nivel de performanță comparabil cu ceea ce știau sau realizau ei în țările de unde veneau. Ei erau toți la CERN în momentul ăla. Și atunci s-a încheiat, sper să nu greșesc, că primul protocol încheiat vreodată între institutul nostru, pe de-o parte, și CERN. Existaseră, nu foarte mulți, dar existaseră români care lucraseră sau lucrau la CERN sau erau invitați la CERN, deci erau guest scientist la CERN, dar o relație instituțională nu existase până atunci. Și a fost încheiat protocolul ăsta. Și ceea ce a reușit profesorul Pascovici atunci a fost primul pas spre visul nostru, spre reintrarea României în CERN. A urmat un element despre care sper să mai vorbește astăzi, deși a fost absolut extraordinar. Mai aveam două zile până când se plece ei. N-aveam unde să-i ducem, iar ca să stai așa din masă în masă, nu prea se potrivea, pentru că ăștia erau oameni care erau obișnuiți să lucreze. Și atunci ne-am sfătuit și el a fost de acord să-i ducem la Iași. Te ducem la Iași, unde primul lucru a mers la facultatea de fizică cu ei și am vizitat laboratorul lui Ștefan Procopiu. Deci vreau să vă spun că n-am crezut că o să văd așa ceva. Aparatura era intactă, nu era urmă de praf, totul lucea, totul era frumos acolo. Nu mai puteam să-i luăm de acolo, vreo câțiva dintre ei, pur și simplu mângâiau aparatura. Profesorul Procopiu, fiind o celebritate a începutului mecanicii atomice și mecanicii cuantice, pentru că el înaintea și multe vreme a fost citat împreună cu marele Niels Bohr, pentru introducerea unui factor care era fundamental în cercetările de atunci și care la început se numea magnetonul Procopiu-Bohr. Dar am avut profesorul Pascovici cu mine, am mai avut o idee și ca să le arătăm toate fețele vieții românești la cel mai înalt nivel, cu ajutorul colegilor noștri de la Universitatea din Iași și de la, mai ales de la Facultatea de Fizică, am obținut să avem o scurtă întâlnire cu mitropolitul de atunci al Moldovei și Bucovinei, care astăzi este patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. A spus că ne primește, ne-am întâlnit cu el, nu vă spun cum s-au desfășurat lucrurile, dar vă spun care a fost momentul absolut senzațional, absolut senzațional, când, mă rog, cu politețea normală în asemenea situații, când ai oaspeți, Părintele Daniel a întrebat și cum mai merg lucrurile, se vorbea franțuzește, și cum mai merg lucrurile la CERN. O întrebare banală care aștepta sau chiar cerea un răspuns la fel de banal. Și directorul cu cea mai mare poziție în comitetul directorilor CERN a tras aer în piept să dea răspunsul.
Dar părintele Daniel l-a oprit și i-a spus, adică vreau să vă întreb, experimentul U2 mai este acolo, cum intri în clădire pe dreapta? Și ăsta a fost un șoc. Și atunci l-au întrebat, ce, dar de unde știți asta? Și dumnealui a răspuns, zice, nu e niciun fel de lucru complicat aici, pentru că a spus, eu am predat 3 ani teologie ortodoxă la Geneva și cel mai bun prieten al meu era fizician la CER. Și cum prindeam un moment liber, mă duceam acolo și am stat cu ei și am cunoscut toată munca lor. Ne-am întors la București, ne-am reîntâlnit toți și atunci echipa CERN, echipa de director CERN, a spus, considerați că noi vom face tot ce trebuie ca România să revină în CERN. Și pe urmă s-au dat la profesorul Pascovici și i-au spus așa, iarăși sunt cuvinte pe care nu le-am uitat și n-am cum să le uit. I-au spus așa, ați făcut un lucru formidabil cu fizica românească pentru că ați creat posibilitatea ca oamenii să poată să circule, să poată să plece. Mai aveți de făcut însă un lucru, mult mai greu. Acum trebuie să reușiți să le dați un motiv pentru care să revină și să lucreze în România. Asta a fost începutul, lucrurile pe care le-a făcut prima oară, fără să-și facă probleme, că inaugurează, inițiază. Așa ceva și asemenea discuții nu existau pe atunci. Vă spuneam că a avut loc în 1991 acest moment, au trecut 20 de ani, de atunci au trecut 20 de ani și cam în jurul 2011-2012, într-adevăr, au început să revină în țară oameni care în mari institute, în mari universități, erau pe panta ascendentă a carierei lor. Nu veneau cu din futboliștii români care joacă la echipe așa mai mari sau mai mici și vin să-și încheie cariera într-o echipă românească. Nu, ei erau cum se spune, in full flight. Erau în plin spor și au venit și au schimbat foarte mult din soarta fizicii, în primul rând, dar prin inducție și întregii științe românești. Iar partea cu CERN-ul avea să mai aștepte încă 5 ani, pentru că, într-adevăr, în 2016, promisiunea pe care o primise profesorul Gheorghe Pascovici ca director general IFA de la 4 directori ai CERN-ului s-a împlinit cu luptă mare, cu suferință internă, nu internațională, și România a devenit stat membru CERN. Domnul doctor, vreau să vă mulțumesc mult, cunoașteți bine regulile televiziunii. Vă rog să faceți finalul, vă rog. Am avut ocazia să-l întâlnesc pe marele Carlo Rubbia și am amintit de 1991, și mi-a spus, da, îmi amintesc și îmi amintesc că de atunci am fost considerat că fac un lucru bun.
Așa a făcut Coca Pascovici, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul să vorbesc. Nu, eu vă mulțumesc foarte mult, într-adevăr. Mă uitam la invitatul meu, la domnul profesor, emoționat, pentru că ați reușit să reînviați, într-adevăr, momente memorabile de referință pe care le-ați trăit alături de invitatul meu, de domnul profesor Coca Pascovici. Domnul profesor, o propoziție, vă rog. Non multa, sed multum, vă rog. Ce vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Andrei pentru aducerea aminte. Timpul zboară, realmente, cum zicea și el din greșeală, parcă 20 de ani, dar într-adevăr au trecut 30 de ani, timpul zboară, dar au fost momente deosebite și mă bucur că le-am trăit împreună. Mulțumesc mult! Suntem la Oameni cu Poveste. Vă aștept într-o emisiune, vă rog. Vă aștept într-o emisiune. Se sunăm cu poveste. Știu cine sunteți. La revedere! Mulțumim! La revedere și mulțumesc și eu. Mi-a plăcut rosirea de suflet da. A domnului Andrei Dorobanțu. Momentele evocate sunt de o mare, de o rară sensibilitate. Am văzut că v-au emoționat. Mai vreți să spuneți ceva pentru domnul Andrei Dorobanțu? Înțeleg că aveți o prietenie care... Cum întrețineți această prietenie? Păi, pur și simplu, deci ne-a legat mult înainte de CERN. Deci ne cunoaștem de o viață. Suntem practic de aceeași vârstă. El a fost an de zile șeful compartimentului de editare, bibliotecă IFA, deci fiecare avea nevoie de serviciile lui Andrei, soției sale, care lucra în același compartiment. Este un vorbitor de multe limbi, este un excelent comunicator. Comunicator. Are o ferință extraordinară. Da? Media, da. De altfel, se da. Vede. Da. Domn profesor, iată că a trecut și prima parte a celei de-a doua emisiuni. Vă cer permisiunea să pronunț acel cuvânt magic, publicitate. Suntem în partea a doua a emisiunii Oameni cu Poveste, emisiune pe care am intitulat-o O viață trăită la interfața între electronica nucleară și fizica nucleară. Invitatul meu este domnul Gheorghe Pascovici, profesor universitar, doctor, inginer fizician, cercetător științific gradul 1, primul director general al IFA după renașterea acestuia, IFA 9. Domnule profesor, sunt partea a doua și nu aș vrea să supăr aceste cărți care nu mai au timp să aștepte, da? Nu am articolele. În concluzie, cărți care stau în picioare, îl rog pe Andrei, materialul cărții. Avem deja deci și coperțile lor, Este vorba de Școala Românească de Micro și Nanoelectronică, coordonator Dan Dascălu, Civilizația Românească, editura Academiei Române, odată. Ne povestiți, aveți aici un capitol de mare substanță. Ambele. Și a doua carte este Electronica Românească. V-ați convins că această carte este în picioare, da? Și aceasta, O istorie trăită, volumul 4. Dacă prima era publicată în editura Academiei, a doua în editura Agir Nonamilea, da? Da. Coordonator, prima Dan Dascălu. Vă rog, cum vă regăsiți în aceste cărți? Eu am citit intervențiile dumneavoastră. Spuneți cărți... și telespectatorilor, vă rog. Deci sunt cărți, nu, retrospective, sunt de istorie, deci de istoria unei ramuri. Ramura este un sector din fizica nucleară și anume acela al electronicii nucleare. O istorie trăită, nu este atât a întregului sector, cât în special a celor cu care am avut contact direct sau indirect în aproape în aceste 50 de ani. Contribuția prima este contribuția directă a doamnei
Nona Milea, care... Vă referiți la electronica românească, la da, uite, volumul 4, românească, da? Telecomunicație, electronică aplicată. Cea de-a doua este sub coordonarea directă a academicianului Dan Dască, pe care îl salutăm. Coleg și prieten de... Coleg, deci și coleg, prieten știu, deci da, și coleg. Da, sau invers, cum doriți, coleg, da? Suntem sigur, colegi da? De bun. An de facultate de... Acum, revenind la... Haideți să revenim la oile noastre, cum da. Se spune, da? Revenind să continuăm povestea. Perioada de după 90, după 4 ani de activitate de management, nivel de director general, inclusiv ministru, secretar de stat, subsecretar și așa mai departe, trecând anii, am constatat două lucruri. Mi se spunea din ce în ce mai apăsat, că poziția este o poziție politică și că nu poate să fie individuală. Și în al doilea, solicitări corespunzătoare să mă înrolez în activitatea politică, lucru pe care personal l-am refuzat și am argumentat că dacă înainte am făcut politică pentru că trebuia, acum ar trebui ca de bună voie și nesilit de nimeni fac politică și nu mă simt acasă în, să zic, în ghilimele, în acest domeniu. Astfel încât, după aproape 4 ani de management la acest nivel, mi-am dat demisia și am hotărât să mă întorc pur și simplu la meserie, la profesiune. Am adunat foarte multă dorință de lucru în acești practic 8 ani de management, când mi-a rămas timp extrem de puțin pentru meserie propriu-zisă. Deci să înțeleg eu că înapoi la profesie, la peste 50 de ani, da? Da, perfect. La peste 50 frumos. De ani. Și s-a întâmplat, am și spus în străinătate, inclusiv acolo unde mi-am făcut partea, să zic așa, de simulare la Universitatea din Köln, că am hotărât să mă întorc și profesorul, e același profesor care l-am avut în perioada anului de stagiatură acolo, zice, gata, vin-o mâine. Și am mai durat puțin formalități, închidere de tot ce e de probleme și practic din anul 1995 am revenit la Universitatea din Köln, nu am obținut, erau probleme de început în noua Europa, trebuia drept de muncă și așa mai departe. Le-am trecut de toate și din 1996 am fost angajat permanent. Și am avut șansa foarte mare, de fapt cu un an înainte, când am fost numai periodic acolo, că a apărut o direcție nouă, complet nouă în fizica nucleară și electronica nucleară, și anume matrici mari, e greu să folosesc traducerea cuvântului large array. Da. Large array are semnificația de matrici, deci e ca masiv, un bol, da, mă rog. Da? Nu găsesc cuvântul cel mai potrivit în limba română, dar nu se înțelege, atât pentru detecția de radiații gamma prin detector de germaniu, dar a apărut o direcție nouă de germaniu, de detector de germaniu segmentați, segmentare care se făcea chiar la Universitatea din Köln. Era chiar un patent în această direcție. Ei s-a constatat că toată electronica de contact, care vine direct în contact cu detectorul existent la nivel mondial, nu era potrivită, nu răspundea corespunzător pentru detecția nu numai de energie, nu numai de timp, dar și de poziție. Pentru asta trebuia o generație nouă. Generația asta nouă am fost dintre cei care am definit-o front-end electronic, prescurtat chiar FEE, front-end electronic, care definea ce era complet nou, că am
inclus detectorul în circuitul electric. Incluzând detectorul în circuitul electric, am putut să transform circuitul complex electric în cea mai bună potrivire pentru asemenea experimente. Niciun an de zile după aceea, circuitul dezvoltat a fost considerat referință la nivel mondial. Cele mai mari firme au cumpărat licența de fabricație și universitatea și institutul a beneficiat an de zile, încă mai beneficiază la peste 20 de ani de la această dezvoltare de licența de fabricație sau de fabricație sub licență de fabricație a Universității din Cărni. S-a extins și la alt detector, la detector de siliciu și cu ocazia aia mi-am făcut un concept care culmea este că l-am expus în tinerețea mea studenților, inclusiv colegului Nelu Mihai, că niciodată în meserie să nu stai lipit de o anumită direcție. Să zic așa, dragostea pentru o anumită soluție, pentru că în timp lucrurile evoluează și dacă ai prea mare dragoste pentru o anumită soluție, dezvolți o soluție nouă mai greu. Nu-ți vine să lași. Și devii perfecționist aici. Da, perfecționist, dar cum se cheamă update, deci nu mai ești la zi cu dezvoltările. Astfel încât după o anumită perioadă am trecut la alt gen de cu totul alt gen de că n-avea nicio legătură cu front-end electronic, și anume cu ceea ce se cheamă monitor transparenți de profil de fascicol. Pare complicat, dar nu este așa de complicat. Există niște rețele quasi transparente, adică fire atât de mici, 10 micron la distanță de 1 milimetru, face ca plasa să fie transparentă circa 99%, deci 99% transparent, și în fața acestei rețele o foiță de carbon sau alte materiale extrem de subțire, iarăși care să fie pentru ionii grei energetici să pierdă foarte puțină energie, să fie practic transparent. La un centru foarte mare din Germania, acceleratorul de ion grei, care în curând va deveni o replică pentru CERN, în cu totul altă direcție, dar replică pentru CERN, asemenea instalații erau foarte cerute. Și iarăși am avut plăcerea să dezvolt ceva, nu mai eram la vârsta care nu dezvoltam direct mereu, exista câte un doctorand sau un masterand sau asta care dezvolta concret sub conducere, în îndrumare. Deci mi-a plăcut totdeauna să îndrum concret doctoranzi sau masterand pe un proiect concret. Deci nu atât teoretic cât și practic, care să fie și implementat direct. Astea au fost direcțiile mele. Fiecare are multe ramificații și când în 2008 a trebuit să fiu pensionat la vârsta de 65 de ani, care este legea și în Germania, și am avut surpriza că institutul a solicitat conducerea universității să, ca alături de pensie să fiu reangajat pe o perioadă de... Asta e o chestie limitată de lege, și astfel încât au ajuns la guvernul landului respectiv, care e cel mai mare din Germania, Nordrhein-Westfalen, și s-a obținut aprobare să fiu reangajat
până la urmă au fost 3 ani de zile, spunându-ne că este a doua excepție de la existența Universității din Köln, care e cea mai mare din Germania. Deci felicitări! Înțeleg că acum plecați în Germania. Pentru ce perioadă? Sau zilele acestea plecați? Nu, decât pe lună. Deci acum sunt numai colaborator. Colaborator așa mai mult benevol. Deci consilier, nu colaborator. Deci conseiați, da? Conseiat. Deci nu mai sunt, dar relațiile sunt relații, nu. Domnul profesor, consultându-mă cu dumneavoastră, am hotărât împreună să mai avem un telefonist, sigur, numai telefonist nu este, și anume e vorba de domnul doctor inginer Șerban Constantinescu. Îl rog pe Andrei să facă posibil această legătură. Cine este domnul doctor Șerban Constantinescu? Tot un prieten de-al dumneavoastră? Deci Șerban Constantinescu este doar cu 2-3 ani mai mic ca mine. El a fost repartizat și a acceptat direct la centrul de calcul. Este inginer? Este inginer, da? A ajuns doctor inginer și a ajuns șeful centrului de calcul LIFA în timp. A început chiar cu o dezvoltare, nu mai știu exact, dar se chema cifra 103 sau 103 și încă o literă, da. Care era mult mai performant decât cel al lungimea cuvântului mai mare, viteza de ciclu de operații mult mai mare. Deci este un inginer deosebit și specializat și pe cuplări, pe rețele de calculatoare, și el a implementat practic rețele de calculatoare din interiorul IFEI și după asta și cu internetul. Bun, vă propun să-l ascultăm. Alo? Alo, bună ziua, domnul doctor inginer Șerban Constantinescu. Vă spunem, da, din studioul București TV, folosesc forma de plural, întrucât mă aflu în studio, emisiunea, da, Oameni cu poveste, cu o veche cunoștință de-a dumneavoastră, spun numai Coca Pascovici. Dacă am reușit. Bună dimineața dumneavoastră și celorlalți din studio. Bună dimineața. Nu mai spun caschetele pe care le cunoașteți cu siguranță. Și eu în studio am aflat că îi se spune și Coca. O să ne explice domnia sa și de ce. Domnul doctor, aș vrea multe, în cuvinte puține, dacă nu cer prea mult, să reînviați, vă rog, câteva momente de referință, de suflet, trăite alături de invitatul meu. Da, unul dintre momente a fost, fără îndoială, inițierea accesului institutului nostru la legăturile externe. Asta se întâmpla prin anul 1992-93 și a însemnat ieșirea cercetătorilor din institut către lumea exterioară. Vreau să fac o mică precizare ca să arăt cam ce hardware, ce legături avea institutul în acel moment. În anul 1990 existau 3 servere legate printr-o rețea de internet și care aveau 80, puteau susține 80 de legături seriale prin linie telefonică. Aceste legături seriale erau răspândite peste tot în institut. Nu știu dacă știți, dar institutul are 2 sedii în comuna Măgurele, în orașul Măgurele. Este grupul numărul 1 unde sunt reactorul nuclear,
este, acum este direcția, tandemul și grupul numărul 2 este cel din, de lângă blocul turn. Între cele două grupuri există o distanță de vreo 2 km. În 1991 s-a instalat o fibră optică între cele două grupuri. Fibră optică, care pe vremea aceea era un lucru extraordinar. Fibra optică era dintr-una din secțiile din institut care făceau cercetări în transmisiile pe fibră optică și s-a realizat prima rețea formată din trei servere și împreună 80 de adaptoare pentru linia telefonică la care se puteau conecta terminale alfanumerice la care cercetătorii din institut puteau să lucreze, în sensul că puteau să lanseze joburi și puteau să scrie mail-uri, e-mail-uri, care însă circulau doar în interior. Prin anul 1992 s-a început transferul de mail-uri către exterior. Și aici revin la Coca, prietenul nostru comun. În 1992 a fost o acțiune a Fundației Carnegie Mellon din Statele Unite pentru răspândirea comunicării în instituțiile recent eliberate din Estul Europei. Și această instituție, Fundația Carnegie Mellon, ar fi donat un echipament care asigura 6 posturi de lucru și cu ajutorul căreia se putea lua legătura cu lumea, să zicem, lumea din exterior, lumea științifică din exterior. Domnul profesor Pascovici Coca a fost de acord să integrăm și rețeaua locală, care era destul de mare în acel moment, în acest echipament donat. În felul acesta am obținut o vizibilitate extraordinară, pentru că puteau răspândi mesaje câteva sute de cercetători din institut în momentul în care institutul era legat cu rețelele din exterior. Deci acesta e primul moment care a fost, după părerea mea, crucial. După aceea, echipamentul a explodat și a permis dezvoltarea conectivității din ce în ce mai, cu rețele din ce în ce mai rapide. Acesta este primul episod. Al doilea episod, care a contat foarte mult, după părerea mea, este formalizarea legăturii între laboratorul de cercetări nucleare de la Geneva, numit Centrul European de Cercetări Nucleare, și Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară, care a devenit astfel colaborator al Centrului European de Cercetări Nucleare și care a permis dezvoltarea cercetărilor din institutul nostru în materie de energii înalte, fizică hadronică, etc.
Domnul doctor, ați punctat perfect două momente reprezentative, impresionant tot ceea ce ați spus. Vă mulțumesc și acum mai rămâneți o clipă să-l rog pe invitatul meu, care v-a ascultat cu multă plăcere, să vedem și ce gândește despre această rostire a dumneavoastră de mare importanță. Îl lăsăm cu ultima verba pe domnul Coca Pascovici. Mulțumesc foarte mult! Eu mulțumesc! Șerban, mersi foarte mult pentru cuvintele frumoase, aducătoare de aminte, de colaborare de atunci. Sper că îți mai aduci aminte și cu pățanile trăgeam noi fibre optice, chiar sau de cupru, și cum se tăiau de către localnici sau Dumnezeu știe de cine și ne trezeam că legăturile sunt întrerupte, nu știam de unde, ce s-a stricat și că încolo se tăiau fire. Cred că îți mai aduci aminte pățanile astea de... care ne-au bulversat cumva. Nu înțelegeam la ce Dumnezeu folosesc cu oamenii fibra de sticle acasă și trebuie să taie, dita mea. Dar asta e. Da, asta e viața. Dar ne-a dat mult de furcă atunci. Absolut. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru colaborarea de atunci și prietenia de atunci și până acum. Numai bine. A fost plăcerea mea totul. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și să înțeleg că din această cursă cu obstacole ați ieșit învingători. Da. Da. La revedere! La revedere! Domnule profesor, ne apropiem de sfârșitul părții a doua, acelei de a doua emisiuni, pe care cu mare plăcere am realizat-o împreună. Și înainte de a face finalul, mai am o curiozitate. Să nu uităm morala și acestei povești. Foarte mulți, chiar și eu, avem o teamă de radiații. Teama de radiații consider că este un fenomen uman. Totul a pornit de la Cernobâl până în zilele noastre. Există ceva mai periculos decât radiațiile? Aceasta este întrebarea. Deci, vă rog, într-o sinteză. Este o întrebare foarte interesantă. Mulțumesc. Nu cred că este un răspuns simplu, pentru că nu este conform citatului lui Kelvin, nu are legătură numai cu măsurarea, da, deci cu valoare, ieșim puțin din are legătură citat. Și cu efecte psihologice de percepția măsurătorilor în la nivele diferite. Nu e vorba de nivele de intelectual diferite, dar pur și simplu de meserii diferite. Deci, da. Deci teama de radiații diferă și de la țară la țară. Dacă aceeași radiații, dacă luați teama de radiații în Germania comparativ cu teama de radiații în Franța, este de la cer la pământ. Franța, care produce, trăiește din energia nucleară. Prin energie nucleară aproape 80%, Belgia, care trăiește de asemenea cu 80%, omul s-a obișnuit, omul de rând, fie intelectual, fie mai puțin intelectual, s-a obișnuit cu noțiunea și nu are teamă. În Germania și pentru stilul german de a împărți de exactitate și de a împărți lucrurile în elementele constituente și nefiind partea, să zic, opoziția așa numită verde, pe de-o parte, pe de altă parte, opoziția din alte interese. Deci, nu numai energia nucleară este producătoare de energie, și cărbune, eoliană. Și petrol, și în ultimul timp eoliană. Ce s-a întâmplat din cauza post
Chernobyl, Fukushima, care a apărut după aia. Japonia, da? S-a luat hotărârea, cum să spun, reducerii treptate a componentei de energie, de energie nucleară în, în Germania. Urmarea a fost că efectele climatice de creștere de CO2 datorită creșterii contribuției cărbune, hidrocarburi, a făcut ca în Germania componenta rea, să zic așa, de CO2 să crească semnificativ. Deci iată, din partea grunii care sunt pentru fapte bune sau o poziție de fapte bune, au luat o soluție care a înrăutățit considerabil efectul de mediu datorită folosirii prea mari a hidrocarburilor. Fapta bună este că în stilul german, germanii au dezvoltat extraordinar de mult sursa eoliană, sunt campion mondial să zic așa, producere de per unitate, deci pe unitate eoliană au ajuns la 10 megawatts, au pornit de la 50 de kilowatts pe elice și au ajuns la 10-15 megawatts. Cu cât numărul de centrale este mai mic, problemele auxiliare sunt mai puține. Da. De acord. Da. Deci e foarte complexă. Analiza se face în detaliu. Din nou ajungem la măsurător. Recent s-a făcut, așa zis, un program mondial, chiar sub Organizația Națiunilor Unite de Clima 2050, da. Programul ăsta. Deci în programul ăsta este prima revenire oficială că pe locul 2 a celor mai curate surse de energie este nuclear. Fără comentarii atunci, da? Și un scurt comentariu și ne apropiem chiar de final. Trebuie să ne ferim de apele minerale, de toate, ar fi radioactive? Deci, e o poveste deci, care... Nu, este o poveste care se poate din nou monitoriza. Este monitorizată de Ministerul Mediului în România. Sunt date oficiale. Deci, răspunsul este mai complex. Noi trăim într-un glob pământesc în care avem o cantitate semnificativă de radiații naturale. Naturale. În suma de radiații naturale intră tot ce ne vine de la Dumnezeu de sus, tot ce ne vine de la Dumnezeu de jos și sol. Tot ce ne vine din ape. Dacă nu comparăm cifre, deci asta e o cifră care este în medie de 5 milisieverți, scuzați, 2 milisieverți pe an. Milisieverți este unitatea de măsură, da? De doză. De doză, da? De doză. Acum, apele minerale sunt acceptate consumului dacă au o doză echivalentă mult sub cifra de 2 milisieverți pe an. Da. Vreau să vă spun o metoda reducerii la absurd. Dacă cineva ar dori, noi ne-am dezvoltat, suntem o specie umană cu această cantitate de radiații pe care o inhalăm. Vrem, nu vrem. Ea variază foarte mult. Deci cei care sunt responsabili și își mapează radioactivitatea naturală văd că e foarte diferită. De exemplu, în America, una dintre puținele țări care și-au mapat întreg teritoriul, sunt state care au spre California, spre coasta de vest, care au 100-150 de să spun în unități de, deci 1 sau 1,5 milisieverți
Da? Da. Iar în mijlocul Statelor Unite sunt până la 6-7. Deci noi dacă spunem că apă minerală de 0,5 mai rea decât tot, ar trebui ca acolo unde sunt 7 să fie extraordinar de rău. Întâmplător s-au făcut și statistici curate, cinstite, în numărul de cancere existente într-o anumită zonă. Și culmea este că acolo unde e radioactivitatea cea mai mare, numărul de cancer e mai mic. Deci nu vreau să spun că radiația fac neapărat bine, înțeles, dar vreau să spun că într-o anumită cantitate nu fac neapărat rău. Domn profesor, vă mulțumesc frumos. Vreau să vă fac și eu un cadou, da? Să vă beta iradiez, Beta București TV, un DVD, Elite ale științei și artei românești. Dacă Andrei este amabil și spre finalul emisiunii, o să vedeți ce este în interior. Volumul 20. Ne apropiem de luna mai-iunie, când emisiunea Oameni cu Poveste sărbătorește 5 ani de existență deocamdată. Îmi face plăcere să vă dau acest DVD. Mulțumesc foarte mult și mulți ani înainte. Mulțumim foarte, foarte mult. Domnul profesor, aș vrea să facem morala. Tot pe dumneavoastră vă rog, ca apoi să rostesc și eu epilogul și să vă mai smulg o emisiune, că atunci când reveniți în țară, din Germania, să continuăm. Deci, așa, ca motto, mi-a plăcut foarte mult un citat din Einstein, care are foarte multe citate, de altfel. Până că viața, în general, este... sau poate fi considerată ca mersul pe bicicletă. Și ca să-ți păstrezi echilibru în viață, trebuie să mergi înainte. Așa că cu acest... Frumos. Adică să avem direcție, să avem și sens, da? Da. Poveștile devin istorii și vor rămâne în memorii. Căci dacă omul e cu poveste... cu omul și povestea este să crezi, povestea te îndeamnă că omul ei ceva înseamnă. Liviu Mitrașcu, cu realizatorul emisiunii Oameni cu Poveste, mulțumește în primul rând invitatului, carismaticului invitat, domnului profesor Coca George Pascovici, îl mai așteptăm, și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru fidelitate. Și vă promit, ca de fiecare dată, că vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!